În pădurile de tei ale munților Măcin din Dobrogea sunt aduși în fiecare an, la stupăritul pastoral, peste 5.000 de stupi. Ramele cu faguri sunt scoase din stup pentru a fi recoltate. După descăpăcire, ramele sunt introduse în mașina centrifugă. Stuparul fruntaș Bâlea Gheorghe a obținut în medie 20 de kilograme miere de la fiecare stup.